este ultima zi de școală pentru elevi, începe vacanța pentru cei mici, pentru cei de la grădiniță, însă nu. Avizul DSP este obligatoriu, dar oamenii cumva sunt fericiți pentru că nu au luna asta tampon sau luna asta de pauză pentru cei mici. Părinții cred că sunt cei mai bucuroși. Bună dimineața, Adina! Cum se desfășoară trierea? Ce activități se pot face? Bună dimineața, Răzvan! Așa am crezut și eu că astăzi este ultima zi de școală, dar ce să vezi, copiii sunt deja în vacanță și putem observa la nivelul traficului din oraș, este ceva mai liber. Copiii de grădiniță însă își continuă activitățile, așa am crezut și noi că cu avizul DSP, dar se pare că n-ar mai fi nevoie de acest aviz. Discutăm cu Dan Prediger, fondatorul unei grădinițe, despre noile condiții în care pot să funcționeze în vacanță. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum 4 zile credeam că ne trebuie de avizul DSP. DSP-ul nu știe ce trebuie să facem să-l obținem. Ieri am primit o înștiințare de la ISMB că nu mai trebuie acel aviz, după care am primit și o înștiințare de la Inspectoratul de Sector că ar trebui. În clipa de față nu știm. Noi avem acordurile părinților că vor să vină și solicitările părinților că vor să vină în vacanță, pentru că ăsta era primul pas. În baza acestor solicitări cereai avizul de la DSP, dar se pare că nu știe nimeni cum ar trebui să cerem acest aviz. Este o veste bună pentru cei mai mulți dintre părinți care nu aveau cu cine să-și lase copiii timp de o lună, așa încât vedem și un număr mare de copii astăzi la grădiniță. Ce activități fac și cum se face ca activitatea să se desfășoare în siguranță pentru cei mici, pentru că știm că au loc multe infectări la nivelul lor în această perioadă? Acum, pentru că vremea este foarte frumoasă, noi ne putem permite să stăm numai afară și în perioada asta de la începutul săptămânii noi am stat numai afară cu ei. Tot ce făceam în interior practic facem acum în exterior, toate activitățile. Încercăm să măsurile pe care le-am luat noi au fost așa, să ne testăm angajații de 3 ori pe săptămână. Înainte noi îi testam de 2 ori pe săptămână, acum îi testăm de 3 ori pe săptămână pentru că noua tulpină este mult mai ușor de transmis și mult mai virală. Iar copiii am introdus de acum 2 săptămâni să-i testăm în fiecare luni. Ce se întâmplă la aceste testări și cum au primit părinții vestea că cei mici trec prin acest proces? Undeva la 10% dintre părinți, bineînțeles că au fost îngrijorați de testare, au fost îngrijorați că cei mici o să plângă, bineînțeles că vor să plângă, și îngrijorați să nu le perforăm sinusurile și așa mai departe. Testările se fac de către un cadru medical, respectiv asistenta medicală a grădiniței. S-au liniștit părinții pentru că au văzut că cei mici nu au plâns așa cum s-așteptau ei să plângă, din contră au fost chiar foarte cuminți la testare. Testarea a venit cu câteva avantaje. În cele 2 testări, că de acum 2 săptămâni am început, au ieșit 5 copii pozitiv la testarea rapidă, total asimptomatici, 4 dintre ei nu au fost confirmate de PCR și atunci înseamnă că testarea noastră a fost greșită, dar un copil, deși era asimptomatic, a ieșit pozitiv. Mama și-a făcut și ea PCR-ul, la fel, asimptomatică, și a ieșit și ea pozitivă. Practic, testarea asta ne-a ajutat să nu intre un copil asimptomatic în grupă și să răspândească COVID-ul prin toată grădinița. Pentru ce tipuri de teste ați optat? Știm că există acum și teste din salivă. Noi am optat pentru cele nazofaringene și asta pentru că cele pe salivă nu pot fi controlate de noi. Se fac în anumite condiții și anume, cu 4 ore înainte de testare, nu trebuie să mănânci, să bei apă sau să te speli pe dinți. E un lucru pe care nu-l putem controla. Și să facem o testare numai de dragul de a bifa că am făcut ceva, preferăm să le facem corecte și chiar să depistăm copiii. Mulțumim tare mult, Dan Prediger, fondatorul unei grădinițe, care, iată, continuă activitatea și în vacanța de primăvară, care în mod oficial a început astăzi pentru elevii de școală, dar iată că continuă activitățile pentru cei mici. Vedeți, sunt foarte bucuroși și sunt în număr mare aici la grădiniță, desfășoară tot felul de activități în natură, acum cât mai permite vremea, desigur. Cam acestea au fost pentru moment informațiile, dragilor. Mulțumim, Adina.